asta două cântări, una cu mama și una o cântare care am mai cântat-o aici. Mai adu Doamne acele vremuri din trecut. Aș vrea să cântăm întâi cântarea cu mama și cine a dat biletul, probabil că iubește mult pe mama și eu iubesc mult pe mama mea și sunt sigur că toți care suntem aici ne iubim mamele noastre. Una din strofe zice: copile drag ce rătăcești, cât glasul ei încă te cheamă, învață azi să o prețuiești, cât încă mai ai mama. Mi-aduc aminte, nu cu mult timp în urmă, am un prieten bun prin nordul Bucovinei, pe acolo, prin Bicov, un băiat de 30 de ani, la care, când a născut al 6-lea copil, a murit soția. Și fratele Calin îl cunoaște, Vasilii Tarcea și fratele Dănuț, Așchilean îl cunoaște. În momentul când trebuia să mergem la binecuvântare pe copii după vreo lună și ceva, l-am găsit în casă pe Vasile. Era întins pe pat, nu mai știa nici el cât timp stătea acolo. Și a dus efectele și ce mai rămas de la sora, de ce erau la spital. Și printre haine și printre lucrurile care le-au adus de acolo, a găsit o scrisoare desfăcută. Și scrisoarea era de la copilaș și ei. Și scriau copiii: mami, nu l-am îngrijit pe Beni. Beni era băiețelul care s-a născut. Am făcut curat și am făcut tot ceea ce trebuia să faci tu. Și te așteptăm ca să vii acasă. Mama n-a mai venit. A venit doar tatăl să viață. Aș vrea pentru copiii care nu știu să-și prețuiască pe mamele și care poate nu le ascultă, să învețe astăzi să o prețuiască cât încă mai au mame. Iar pentru aceia care nu mai au mame, să nădăjdească, căci poate nu peste multă vreme le vor întâlni sus în Patria Cerească. Amin.